6 președinte al Internaționalei Comuniste până în 1929. După care este eliminat ca opoziționist deviator de dreapta, revine în conducerea partidului, nu chiar așa de spus, redactă acest manifestia și este unul membru suplant al CC și este unul dintre, dacă nu chiar autorul, faimoasei Constituții Staliniste din 1936, da? 5 decembrie 1936, la ziua Constituției. Așa. Este trimis la Paris, e fascinant de istorie, este trimis la Paris să recupereze arhiva istorică Marx Engels. Mă întreba ce căuta arhiva istorică Marx Engels la Paris. După venirea la putere a naziștilor în Germania, Partidul Social-Democrat German, care mai stă încă legal până la incendierea statului, în februarie, dacă mă înșel, 1933, Partidul Social-Democrat organizează, care este posesoarea arhivei Marx Engels, evacuarea din Germania în Franța a arhivei Marx Engels. Corespondență tot. Bulgarii primește misiunea de la Stalin personal și sume enorme să se ducă la Paris să recupereze arhiva. Între altele, la Paris se întâlnește și unii din prietenii săi, care menșevici și bolșevici se cunoșteau toți între ei. Adică nu se pare că acești oameni nu au vorbit niciodată unii cu alții. Erau și rude între ei și așa mai departe. Se întâlnește, sunt discuții foarte interesante, mărturisește unul din liderii menșevici că Stalin este absolut dement și că este faimoasa formulă, nu este o ființă umană sau nu este un om ca noi, este Gengis Khan și așa mai departe. Și totuși, pentru că soția sa rămăsese la Moscova și că era mult mai tânără ca el, a supraviețuit, interesant și ea și fiul lui, în lacă, dar a supraviețuit, se întoarce și în 37. Se întoarce, este arestat și anchetat și până la urmă mărturisește. Mărturisește în cel de-al treilea și cel mai mare proces spectacol de la Moscova din 1938. Parțial este modelul pentru figura centrală din romanul lui Arthur Koestler, Darkness at Noon, cunoscut și Zero și Infinit, Întuneric la Amiază, mi se pare că s-a tradus Întuneric la Amiază. Din Buhari, dar e o combinație, dar Buhari este personajul central. Creația pentru crearea imagului lui Căsăr. Căsăr nu avea cum să citească scrisorile lui Buhari, că trebuie să a fost scoase la suprafață, avea tu în perioada clasică în Superestroica sub Gorbaciov, citită de J.R. Schmidt din cartea lui Tem. La 10 decembrie 1937, procesul spectacol are loc în martie 1938. Credeți-mă că sunt foarte importante. Nu se poate înțelege filozofia franceză a ultimilor 60-70 de ani, fără a pierde puțin timp sau a câștiga de acest lucru. Întreaga polemică între Camus și Sartre, centrată pe problema scopului și mijloacelor în bolșevism. Maurice Merleau-Ponty scrie Umanisme Terreur exact pe această temă. La fel scrie Les Aventures de la Dialectic. Deci dacă ne gândim la... Și acesta e mediul care ajung Virgil și Monica la Paris în 1950. Astea sunt discuții, 40 a fost, dar vreau să spun, acesta e mediul, acestea sunt discuțiile dominante din perioada respectivă. La 10 decembrie, procesul are loc în martie 1938, Buhari mărturisește, dar e o mărturisire, iarăși vorbim de ezoterism, o mărturisire foarte interesantă, pentru că el dezvoltă acolo, cu citate exact, este un citat pe care numai de cognoscenti, le conesări, o pot experți, o pot simți, pentru că la un moment dat spune, și să fie lucrurile clare, istoria universală este tribunalul suprem. Pentru cine a citit Hegel, este Hegel 101 din filozofia istoriei. Istoria universală va fi tribunalul suprem. Acolo vom vedea cine a fost criminal și cine nu a fost. Și a rămas. Probabil că Vrășinski, Stalin n-au recunoscut de unde vine și a rămas în textul tipărit oficial în Pravda, istoria universală va fi tribunalul suprem. Și mai spune la un moment dat, spune, noi nu suntem, sunt stat socialist și o salut faptul că nu folosim metodele inchiziției medievale. Ori, asta era aluzie clară la principiul lui Dușinski, că mărturisirea acuzatului are valoare de valoare documentară și probatorie. Era în cazul inchiziției și era în cazul procesului de la Moscova. Iarăși o aluzie, deci este foarte îmbibat cu aluzii. Dar, asta era public. Ce este privat și ce se găsește în sertarul lui Stalin? O scrisoare de 10 decembrie 1937, Nicolae Buhari a fost executat. A primit mila despărâri. Buhari scrie din celula sa de la Lubiaca lui Stalin, citesc. Mă pregătesc să plec din această vale a plângerii
Și nu am în mine nimic altceva în raport cu tine. Era, apropo, doar doi oameni din biroul politic sovietic, care spuneau tu, mănânțești că există distinția între voi, între dumneavoastră și tu. Și zice, mă pregătesc să plec din această vale a plângerii și nu am în mine nimic altceva în raport cu tine. Și problema noastră, cu partidul și cu cauza. Deci tu, liderul, partidul și cauza. Ok? Decât o mare și nesfârșită dragoste. Deci Stalin se pregătește să-l omoare, el știe că va muri. Și ultimul lucru pe care scrie lui Stalin este am pregătit o mare și nesfârșită dragoste. Adio pentru totdeauna și amintește-ți cu drag de al tău, nefericit, nebuhat. Dar cred că nu, dacă e să prind undeva conceptul religiei seculare, nu cred că poate fi găsit un text care să prindă și mitul, și magia, și mistica, și miracolul, și erosul. Și erosul este o iubire profundă. Pentru că nu mai există, aici nu mai e duplicitate. Nu mai este, nu e un text care urmează să apară în Pravda și care să aibă un rol propagandistic. Aici chiar este o enormă iubire, sau cel puțin poate fi citit asta. Mai dau un exemplu și cu asta am încheiat. Mai dau un exemplu al de religie seculară în actul. Alt lider, pe care Lenin îl considera, de fapt, cel mai pregătit pentru a lua conducerea partidului, în scrisoare de pe Congres, în 1923, Iuri Piatakov. Iuri Piatakov scrie, declară, tot în 37, execuție în 37, declară în 36. Deci, un an, de puțin. Și spune așa, noi, adevărații bolșevici, suntem oameni plămădiți dintr-un aluat special, fără vreun echivalent în istorie, vreau să fac cu totul nou istorie. Suntem un partid format din oameni care fac posibil imposibilul. Da, voi încoșa aici este cheia problemei, da, voi considera negru ceva pe care l-am considerat pe tal, pentru că în afara partidului, în afara acordului cu el, nu există viață pentru mine. Asta spune Iubita Tatăl, e cad, format și așa mai departe. Deci, problema aici nu este nici de inteligență, nici de erudiție, nici de background teoretic. Problema noastră este de ce, cum și în ce condiții se poate ajunge la această stare, la fel de extaz colectiv, pe care nu o putem întâlni decât în cadrul unor forme de experiență religioasă. Și cu asta voi încheia. Când Arthur Kirsten scrie eseul, poate cel mai cunoscut eseu al său, care eseul care începe volumul de toate feluri, Dumnezeul eșuat, în 1949, una cel mai importante cărți ale Războiului Rece, e o carte pe care o să vorbesc cu mine puțin la ISP, e o carte care conține 5 cadrumașele, eseul celebre, despre de ce am devenit comunist, de ce m-am despărțit de comunist. Eseul lui Kirsten, eseul lui Andrejit, este eseul marelui poet britanic Stephen Spender, este eseul marelui scriitor afroamerican Richard Wright, The Native Son, și este eseul marelui scriitor italian Ignazio Silone, se știe. S-a vorbit foarte mult despre Ignazio Silone. Fiecare își povestește experiența. Și Kirsten spune, dacă nu se acceptă că adeziunea la comunism, vorbim despre adeziunile reale, nu vorbesc aici despre oportunism, conformism, conformism, vorbesc despre problema celor care chiar au crezut și fără aceea nu s-a fi produs sistemul. Prin oportun și conformism nu se năște acest sistem. Se nășteau alte lucruri, dar nu se năște acest sistem. Orice se poate spune despre ei, dar nu era nici oportunism, nici conformism. Și cred că nici despre Stalin nu putea spune oportunism și conformism. Sigur, paradigma începea să opereze. Dar în ansamblu, până la sfârșit, el îi spune, mai spune Gila, privește harta, ei nu vor accepta niciodată că e roșie. El până la capăt crede în partea aceea că e roșie și crede din importanța lui roșie. E bine, era vorba de o ce se cheamă leap of faith, ei făceau un salt într-o credință în momentul respectiv. Și ca să închei, voi spune doar că tot ceea ce am prezentat aici face parte din fenomenologia radicalismului politic în secolul al XX-lea, un secol care spre a lua imagine a Hannah Arendt, un secol care a prins pe un loc de lucru ca și Martin Heidegger, pe un Jean-Paul Sartre, ori pe, știu eu, Ernest Hemingway, ca să dau doar niște exemple, în ceea ce s-a numit, Hannah Arendt numește, marile furturi ecologice ale secolului XX. Este scopul nostru și cred sincer că nu vom înțelege niciodată comunismul și ce a fost, dacă nu vom înțelege fundamentele de idei ale comunismului și în ceea ce facem, sigur că trebuie să documentăm foarte, foarte multe lucruri, dar ele trebuie să vină dintr-o înțelegere a ideilor care au făcut posibil acest lucru. Nu înseamnă că transformăm studiul comunismului într-un studiu al ideilor.
Dar spre a o discuție care am avut-o și cu asta am închidat, o cu regretatul Constantin Titu Dumitrescu, timpul lucrărilor comisiei, la un dat domnul Titu Dumitrescu a spus, nu crezi că accentul